Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Dragii mei, astăzi o să rezolvăm problema cu acea piesă de branșare. Să vă arăt un pic cum am gândit. Deci am luat o piesă specială de branșare, am dat gaură în coloană și acum o să ne legăm. Haideți mai bine să vă arăt. Am luat acea piesă de branșare, seamănă ca un teu, dar este pe jumate special, care se prinde aici cu coliere. Am dat gaură cu acea freză care ați văzut-o în intro. Mă refer o gaură super, super precisă. Uitați un pic. Deci ea trebuie să treacă prin reducție și trebuie să intre decât puțin, 2 mm, nici prea mult, ca să nu deranjeze scurgerea când vine de sus. O vedeți? Este precisă, precisă, precisă. Avem reducție de 50, deci ea va trece și prin reducție și va intra acolo 2 mm. Va veni cu tot, cu garnitură, cu tot ce trebuie. Gata, dragilor, am rezolvat problema, cu toate că acea piesă are garnitură, dar eu am cumpărat și un silicon special de PVC care lipește foarte în regulă, flexibil. I-am dat să am eu o siguranță în plus, l-am prins frumos cu coliere, avem ieșire pentru duș, deci totul în regulă. Suntem gata și aici cu instalația, deja aici este totul în regulă, avem închideri, tot ce trebuie. Și am făcut și șanțul pentru duș, deci astea după aia le punem o mufă și continuăm. Între timp, aici este deja în regulă, am făcut niște șapă brută și o să astupăm toate astea aici, să fie în regulă. Am astupat țevile cu șapă brută, după amiază o să facem toată șapa cum trebuie, deci o să fim puțin mai jos, lăsăm și pentru autonivelant să vină o cușghiță mică, dar după șapa brută pregătim tot. Va trebui să aplicăm hidroizolația. Deci după ce am făcut cei patru stâlpi la colțuri, după aia se fac fașele drepte după un stâlp altul. După aia în mijloc e foarte simplu să trage. Aici am făcut pentru că a intrat mai mult, am intrat până la 6 cm, chiar și 7 jos acolo, că a fost așa, cu sifonul ăla, deci așa era odată. După aia e foarte simplu, trebuie să aveți grijă să nu mâncați fașa, să nu atingeți. Vedeți? Și după aia vă duceți în sus, vă întoarceți înapoi. Dar trebuie să aveți inclinația. Când o dați încolo, vedeți? Menționez că suntem cu un centimetru mai jos față de autonivelant, pentru că vrem să dăm, să aplicăm hidroizolația cum trebuie și după aia o să turnăm așa o coșghiță mică de câțiva milimetri de autonivelant. Deci ăsta e sistemul. Vedeți, după aia iar îl trageți înainte, aici va veni foarte puțin. Trebuie îndesat foarte bine, apăsați foarte bine pe el,
sau dacă nu îl bateți cu ceva, cu o glitieră. Și apoi continuați. Deci asta se cheamă o șapă semi-umedă. Este cea de la Knauf, șapă brută. Ok, vedeți, ăsta e procedeul, după aia continuăm, îl tragem mai încoa. Asta e procedeul. S-a făcut puțin lumină acum. Dragilor, este tot gata. V-am zis, suntem cu un centimetru mai jos. Putem turna, de fapt, hidroizolația, aplica hidroizolația plus câțiva milimetri de șapă autonivelantă. Aici v-am zis, am avut destul, pe acolo chiar 7 cm intrat de șapă brută. Am folosit-o pe asta. Aici e destul de în regulă, în bolboc, tot cum trebuie să fie. Aici nu mai putem face nimic. O să ne mutăm în cealaltă baie să continuăm cu instalația de apă. Da, batem la două ciocane. Să continuăm cu astea două țevi care ne-au mai rămas. Apa caldă și apa rece care va alimenta dușul. Da, cam asta este. Vom băga mașina în priză. Deja Nicu o bagă. Și se va încălzi și începem și aici să terminăm gălăgia, nu mai putem să facem pentru că este 4:20:16, adică. Gata, dragilor, este totul finalizat. Da, mi-a mai trebuit 3 bucăți de țeavă. Nu am găsit verde, dar am luat cea cu inserție, atât am găsit. Deci am pus-o până sus aici, aici am pus două dopuri, ele vor veni tăiate după aici pe undeva. Dar având în vedere că nu știu deocamdată cea de amestec, ce marcă va fi, cum va fi, eu le las mai lungi, după aia să taie. Aici deci am optat să fac așa pentru că pe aici pe undeva va veni sifonul de la cabina de duș, de la cădița de duș, dacă pot să-i spun așa, cu siguranță poate va fi una slim, nu știu, vedem. Așa, și nu vreau să mă încurce. Deci acum este totul în regulă, haideți să începem să probăm un pic. Începem cu apa rece, vedeți că i-am pus aceste dopuri, i-am pus și cânepă de tura asta ca să nu cumva să mai pierdă. Sincer, eu eram obișnuit cu cele mari care avea un o-ring aici. După ce am dat cu aspiratorul aici, am curățat să fie foarte fără praf, să fie curat. Udăm. Și am făcut niște șapă din aceea brută, am făcut-o puțin mai moale, dar am pus și... am pus ciment înăuntru și voi închide până aici. Doar ca să blochez aceste țevi, să nu mai cal pe ele. Foarte important să udați, dacă nu udați nu prinde. Am verificat cu metru, suntem cu 3 cm și ceva sub nivel, deci nu avem problema că
Suntem sus. Vom verifica puțin aici, să vedem dacă suntem. Deci 104, avem 2 cm jumate sub nivel, e foarte în regulă. Adică sub nivel vorbesc de șapă, gresia deja este mult mai mult. Ok. Asta deocamdată e așa, e în regulă. Cam asta e. Ok, dragilor, cam asta e. Am închis frumos și aici sifonul la mașină de spălat. Totul în regulă. Am mai avansat și în cealaltă baie. Da, mâine aici vom putea intra, curăți frumos tot ce trebuie și stopăm toate găurile. Ne pregătim pentru hidroizolație. Ok, dragi prieteni, cam asta e. Este 17.35, cam așa. Mergem acasă. Rămâneți aproape de canal. Mâine ne vedem din nou cu continuarea proiectului nostru. O seară frumoasă tuturor!